Anul acesta, primăvara a debutat cu vreme închisă și ploi și nici de cum cu zile însorite, așa cum ne așteptam toți. Zilele însorite și cele mohorâte se alternează, astfel că după ziua de ieri, când s-au înregistrat maxime de 19 grade Celsius, de astăzi avem parte de vreme închisă și ploi. Mai mult, Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de precipitații, în general moderate cantitativ, ninsori consistente la munte, intensificări ale vântului și răcire, începând de azi dimineață și până joi la ora 18. Mai ales pentru data de mâine vom avea cantități de precipitații cuprinse, acumulate între 15 și 25 de litri pe metru pătrat. Viteze, intensificări ale vântului ce va atinge la rafală 55-60 de km la oră, iar temperaturile maximele, de exemplu, vor fi cuprinse între 9 și 11 grade pentru zona dumneavoastră și minimele între 5 și 7 grade. Ploile vor dispărea treptat de joi, însă temperaturile se vor menține scăzute. Vântul va fi mai slab, iar valorile termice vor fi de maxim 10-12 grade, iar minimele între 2 și 4 grade Celsius. Chiar dacă ploile se mai domolesc, soarele rămâne absent și în weekend.